Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cât de mare s-a făcut fiul vlăduței Lupou, Iair. Băiețelul artistei a împlinit 5 luni. Vlăduța Lupou este foarte activă pe rețelele personale de socializare și de fiecare dată când are ocazia împărtășește momentele frumoase și speciale din viața ei cu fanii ei din mediul online. De această dată, artista a postat câteva fotografii emoționante cu micuțul Iair, care astăzi i a împlinit 5 luni. Cât de mare s-a făcut fiul vlăduței lupou, Iair. Viața vlăduței lupou s-a schimbat foarte mult de când l-a adus pe lume pe Iair, fiul ei și al lui Adirus. Cei doi părinți sunt mai fericiți ca niciodată, iar băiețelul lor se face mare și frumos, astfel că astăzi a împlinit 5 luni. 7 pe rețelele personale de socializare, artista a postat câteva fotografii emoționante cu micuțul ei, dar și un mesaj special. Mi-am chemat prietenii față de urs, față de urs la ziua mea să le dau de băut biberon. Am cinci luni inimă roșie, a scris cântăreața la fotografiile postate pe rețelele personale de socializare. Ce intervenție chirurgicală și-a făcut artista în urmă cu câteva luni? În urmă cu doar câteva luni, Vlăduța Lupou a povestit că a reușit să ajungă la clinica unui cunoscut medic estetician pentru a-și injecta botox. Frumoasa artistă a mărturisit atunci că ridurile de expresie au început să se accentueze foarte mult, o astfel de intervenție fiind necesară pentru ea. Am ajuns la clinică pentru că vedeți ridurile mele de expresie care o să fie rezolvate de doamna doctor. Acest rezultat se va vedea după câteva zile, pentru că eu am mai făcut acest tratament injectarea cu Botox. În timpul sarcinii n-am mai revenit la doamna doctor, așa că nu mai sunt gravidă, nu mai alăptez, așa că trebuie să-mi retușez puțin fața, a spus cântăreața pe InstaStory în urmă cu câteva luni.